Bună ziua! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a face parte din campania Femei în Știință. Dacă ar fi să realizați un short bio, ce ar conține acesta? Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. E o șansă și o onoare pentru mine să fiu parte a acestei campanii. Sunt istoric, cu un interes în istoria socială a secolului 20. Lucrez la Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj. Aici mi-am făcut și studiile doctorale în urmă cu 8 ani aproape, l-am terminat. Și înainte de asta am urmat Facultatea de Istorie și specializarea Istoria Artei, tot la Cluj. Cumva tot parcursul meu profesional se leagă de Cluj și deși în toți anii aceștia am plecat și m-am întors și iarăși am plecat și iarăși m-am întors, cumva toată activitatea mea profesională se leagă de mediul intelectual de aici. Foarte frumos. Înseamnă că vă leagă ceva de zona aceea de Ardeal și nu doar. Dacă ce v-a determinat să continuați studiile și să vă îndreptați spre o bursă Ștefan Dobleja? Totul începe cu știți cum se spunea în cartea de filozofie când eram cel puțin eu în liceu, că orice cercetare pornește de la o mirare. Și de fapt tot drumul meu a fost așa, o dorința mea de a găsi niște răspunsuri la întrebări legate de lucrurile care se întâmplă în jurul meu. Și în perioada când am lucrat la doctorat, teza a fost despre politici de industrializare și urbanizare în Hunedoara, după 1945. Eu fiind deloc din Hunedoara și având un interes pentru ceea ce s-a întâmplat acolo și cum s-a construit orașul și pentru viața oamenilor. Și atunci încep să lucrez și cred că doctoratul e o șansă formidabilă pentru orice tânăr absolvent de universitate și de studii postuniversitare. Până la urmă, de a încerca să-și dezvolte niște modele și niște metodologii de a răspunde acestor mirări pe care legate de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și mie mi-a plăcut. Pentru mine, anii de doctorat au fost o șansă. Am învățat foarte multe, dar am avut și foarte multe împliniri și succese, aș putea spune. Și atunci, dorința de a continua a venit cumva firesc. Au fost, după finalizarea doctoratului, a fost o perioadă mai lungă cu diverse proiecte de lungă durată sau de scurtă durată, în cursul cărora am aprofundat diverse lucruri, diverse problematici care țin de istoria socială și drept urmare cumva proiectul acesta pe care l-ați menționat vine de fapt în continuarea acestor activități în anii de după finalizarea doctoratului, deci de după 2013 când am susținut teza. Și în același timp cred că contează foarte mult și oamenii pe care i-ai în jurul tău, pentru că dincolo de motivație și de dorința de
a face un lucru, contează mult să fii încurajat și să ți se spună că ești pe drumul cel bun, să ți se spună că ai potențial și că poți să faci cercetarea de bună calitate. Și în cazul meu, un rol important l-a jucat coordonatorul de doctorat, Gheorghe Iancu, care a fost întotdeauna un sprijin și un reper și întotdeauna m-a încurajat să iau căi mai puțin bătute. Și a fost un sfat bun. Ați vorbit despre oamenii care v-au susținut, despre parcursul dumneavoastră. Poate ne spuneți puțin și despre tema proiectului, care este de actualitate pentru societatea în care trăim. Tema vizează proiectul. Proiectul se uită la standardele de nutriție în România între 1930 și 1960. Este, cum spuneam, un proiect pe care l-am dezvoltat așa în timp. În perioada de după finalizarea doctoratului, am avut șansa să găsesc niște documente. Istoricii sunt foarte entuziasmați atunci când găsesc niște arhive sau documente inedite. Și am lucrat, am găsit în arhivele din Cluj foarte multe informații despre consum și practici comerciale de distribuția produselor alimentare în Cluj în anii 50. Și era un tip de informație pe care eu n-am mai găsit-o până atunci. Dar pe măsură ce am avansat în aceste documente, mi-am dat seama că de fapt nu este ceea ce aș vrea să fac neapărat sau că nu este cartea pe care aș vrea să o scriu. Și am început să mă întreb oare cum s-au construit aceste standarde de nutriție, aceste modele de alimentație și cine le-a construit. Și am avut... drept urmare, am beneficiat de un proiect de mobilitate de la UFSD în urmă cu 3 ani aproape, pentru o documentare la Geneva, la Arhivele Națiunilor Unite, unde am descoperit că, de fapt, problema alimentației era felul în care problema alimentației a fost discutată, a fost construită în România în anii 30, 40, 50. Era foarte similară cu un fel de... foarte similar cu felul în care această problematică era abordată și în alte state. Deci era un proiect, o gândire, un tip de abordare transnațional. Și că realitățile din România nu sunt de fapt foarte diferite de ceea ce se întâmplă în alte țări. La asta se uită proiectul meu, încearcă să vadă, de fapt, care au fost actorii, care au fost instituțiile și structurile care au construit aceste standarde de nutriție și încearcă să plaseze realitățile din România într-o perspectivă ceva mai largă, comparativă, transnațională. La finalul proiectului, care ar fi impactul asupra populației? Păi, o să vă dau un singur exemplu apropo de proiect și de datele pe care le am până acum. În una din ideile, una din ideile centrale în abordarea în abordarea politicilor de nutriție în anii 50 în România, de exemplu, s-a legat de a pornit de la constatarea destul de
generală în epocă, că zahărul poate să fie un produs alimentar cu o valoare energetică echivalentă cu cea a cărnii. Doar că în anii 50, în condițiile crizei economice, a problemelor de după război, carnea era foarte greu de procurat și era și foarte scumpă. Autoritățile au construit pe această idee și au început să distribuie în cantități destul de mari zahăr în centrele industriale, acolo unde ai muncitori, în ideea că asta va crește cumva vigoarea fizică, chiar dacă pe termen scurt. Doar că consecința pe termen mediu, deci deja la sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60, avem deja cercetările medicilor făcute în diverse comunități industriale, au arătat că există tendințe destul de accentuate de creșterea ratei diabetului zaharat. Sigur că asta este o problemă, dar asta arată până la urmă faptul că autoritățile, statul, factorii de decizie în general acționează în virtutea unei cunoașteri sau a limitelor cunoașterii, fie că e medicală, fie că e socială și așa mai departe, la momentul respectiv. Ori implicațiile negative ale nutriției sunt conștientizate abia în anii 60, tocmai atunci când consecințele unor practici nutriționale nu întotdeauna foarte sau nu în felul în care noi le înțelegem acum, încep să producă efecte negative. Și eu cred că ceea ce proiectul meu poate spune sau și poate să arate este importanța educației într-un asemenea domeniu. Importanța cunoașterii, nu doar pentru autorități, dar și pentru populație, pentru că schimbarea vine, de fapt, din noi. Și eu cred că asta este unul dintre plusurile unui astfel de proiect. Mulțumim pentru toate aceste informații și cu siguranță rezultatele sunt mai mult decât valoroase și o să ne auzim la finalul proiectului tocmai pentru a împărtăși comunității rezultatele pe care le obțineți. Dacă ar fi să ne gândim pentru următoarea perioadă, care ar fi planurile dumneavoastră de viitor? Planul ar fi, din punctul de vedere al cercetării, aș vrea să continui tema aceasta, aș vrea să văd ce s-a întâmplat după 1960, atât în România cât și în spațiul european. Urmând aceeași perspectivă transnațională și comparativă, din punctul de vedere al carierei, cred că e un astfel de proiecte îmi dau până la urmă experiența necesară, inclusiv de a lua în calcul ideea de a realiza teza de abilitare. Și în felul acesta, de fapt, de a încerca să construiesc o comunitate un pic mai largă cu un interes în această zonă a istoriei sociale. Dacă ar fi să facem legătura între ceea ce ați spus de partea de abilitare și asta implică, evident, coordonare de doctorat la un moment dat. Dacă ar fi să dați un sfat unei tinere în alegerea carierei, care ar fi acela și de ce?
Cred că aș da același sfat pe care mi l-a dat și mie mama mea când eram în liceu și a trebuit să-mi aleg un drum în viață. Și mi-a spus să aleg cu sufletul. Pentru că, până la urmă, în spatele oricărei cariere și a oricărui drum profesional, e multă muncă. Și întotdeauna o să iei mult mai ușor provocările și neîmplinirile dacă faci ceva ce îți place și ceva care ți se potrivește. Și a fost un sfat bun. Mulțumim din suflet că ați împărtășit cu noi aceste câteva gânduri. Sperăm că tinerele care urmăresc acest interviu să se gândească bine și cu sufletul să aleagă cariera înspre care vor să se îndrepte. Și așa cum am spus pe perioada interviului, sperăm să ne auzim și la finalul proiectului și să împărtășim comunității rezultatele finale pe care le veți obține în acest proiect. Mulțumesc și eu. Mulțumesc foarte mult și pentru invitație.